Astăzi, pe râul Moldova, din gura Humorului, aflat pe DN17, va fi redat circulație pe ambele sensuri începând de sâmbătă, după ce obiectivul a fost supus unor lucrări de reabilitare. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene Gheorghe Flutur. El a mai declarat că pe sensul de coborâre din pasul Mestecăniș, situat pe DN17, a fost turnat deja un alt covor asfaltic, din cauza că cel vechi nu conferea deloc aderență la umezeală și de aceea în zonă s-au produs zeci de accidente. Flutur a spus că în scurt timp va fi turnat un nou covor asfaltic și pe sensul de urcare a Mestecănișului. El a precizat că în data de 15 octombrie se va proceda la efectuarea recepției preliminare a tronsonului de drum Suceava-Gura Humorului. În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri la sediul PSD Suceava, președintele filialei Suceava, Gabriel Mârza, a ținut să dea o replică tuturor comentariilor răutăcioase privind demiterea lui Octav Cosmângă din cadrul partidului. Mârza consideră că această problemă este o preocupare prea mare pentru unii și a devenit un subiect prea discutat. Președintele PSD Suceava a mai adăugat că la sfârșitul săptămânii trecute a avut mai multe discuții cu Cosmâncă și respectă decizia rămânând în relații amiabile. Totodată Mârza mai ținut să sublinieze că nu trădează oamenii și partidul fiind în continuare un om cu caracter. Octav Cosmâncă a anunțat duminică că se autosuspendă din PSD, partid despre care spune că e condus de indivizi și grupuri care nu doresc decât să-și împartă mălaiul și cașcavalul și să servească interesul clientelei politice, sugerând că dacă formațiunea nu redevine de stânga, el ar putea face un nou partid. Rata șomajului va urca cu peste 3 puncte procentuale în acest an la 7,6% de la 4,4% în 2008, iar numărul total de șomeri înregistrați la finele anului va ajunge la 685.000. Așa se arată în prognoza preliminară de toamnă a Comisiei Naționale de Prognoză. Numărul șomerilor este estimat să scadă la 550.000 în 2010, la o rata șomajului de 6,2%. Comisia Națională de Prognoză estimează un număr mediu de salariați la finele anului de 4.730.000.